răgămoșerile. Pentru tata să moară neanicu. Asta își dorește el. Care este starea de spirit? Pozitiv. Dacă vorbește asta pe la Europa Liberă. Oh. Am dat Lili, acum te-ai găsit să fugi. Dacă găsim o actriță care să semene cu Lili. Ai are pe cineva acolo. Arta cere sacrificii, dragă. Arta cere orificii, dragă. Copilul ăsta nu e copilul. Ăsta e turnator, asta e crescut, un turnator. Dar ai pus scrisoarea la poștă? Da, am pus-o. Păi tu dai seama ce ai făcut, mami? Cum stăm cu tineretul, studios? Eu zic că stăm bine, tovarășii colonel. Atmosfera e în general pozitivă. Bă, nu cred că e chiar așa cum zici tu. Că dacă rămâi aici, o să dai seama cât de prost ai fost. Nu se schimbă, bă, nimic aici. Nici peste 30 de ani. Da, mă, să furem, că nu zice nimeni. Da, nu, de unde să vedem? Nu fi prost. Și la urmă, am fost și actor mare acum. Am fost, dar n-am fost acum. Când javrele alea trag în oameni. Sper să nu mai apară alte probleme. Stați liniște, ce problemă să mai apară? Oricine bate la ușă, nu deschizi, da? Dacă sună mătă, ai zis că m-a dus la meeting. M-a dus la meeting. La meeting, bă, bă! Bă, n-ai sănătos, bă, ne bagă la pușcărie, bă, idiotule! Ești, bă, deja într-o pușcărie.